De fiecare dată când depășim limitele noastre, de fiecare dată când ne depășim pe noi înșine, găsim dincolo de noi sursa sublimului, sursa frumosului, sursa oricărui lucru extraordinar din viața noastră. Conectați-vă la Dumnezeu cât se poate de des în viața dumneavoastră. Realizați legătura cu El pentru a putea să fiți fericiți. Problema din seara aceasta. Dacă e așa de frumos, dacă avem un Dumnezeu așa de frumos, dacă avem un Dumnezeu așa de mare, de extraordinar, întrebarea mea este, de ce nu ne legăm de El? De ce nu-L credem? De ce nu trăim prin El? Ce se întâmplă cu noi? Mai mult decât atât, o altă problemă ar fi, de ce nu ne cercetăm pe noi înșine? Adică, de ce nu avem reflexul ăsta? De ce nu avem reflexul acesta așa anume, oare eu stau bine? Sau nu stau bine? Vreau să vă întreb, ne cercetăm unii pe alții? De ce din ce în ce mai mult, pe măsură ce timpul trece, ajungem să gândim așa? Ei, și tu ai dreptate. Și dumneata ai dreptate. Și eu am dreptate. Ce atâta zdroabă după cine are dreptate? Că toți avem dreptate câte puțin. De ce gândim așa? 3. Vă dați seama că în momentul în care zic așa, și eu am dreptate, și tu ai dreptate, și tu ai dreptate, de fapt eu spun că... Ce spun? Niciunul nu are dreptate. Ați băgat de seamă în ultimul timp că cuvântul, noțiunea de adevăr este din ce în ce mai mult evitată? Au fost ziare cu numele de adevărul. Nu știu dacă aici au fost. Dar în România era ziar adevărul mare. A dispărut. Au refuzat oamenii să-l mai citească. Din ce cauză? Și dacă ar fi a fost adevăr din punctul lor de vedere, apărea o anumită problemă. Prea pretențios ești. Ca și cum numai tu ai adevărul. Dar lasă-mă că și eu am adevărul și celălalt are adevărul. Oare ce titlu ar fi trebuit să aibă ziarul ăsta? Ca să-l citească lumea. În loc de adevărul. Cum ar fi trebuit să fie mai modern? Poftiți? Nu știu, dar nu cumva să fie adevăr. În ziua de astăzi aproape e condamnabil să spui am adevărul. Știți de ce? Pentru că se consideră că dacă cineva are adevărul, acea persoană va impune ideile lui față de mine. Adică un om care are adevărul întotdeauna se transformă în profesor, în învățător. Iar dacă eu spun eu n-am adevărul, iar tu spui ai adevărul, atunci tu va trebui să mă înveți pe mine adevărul tău. Și atunci s-a ajuns la concluzia că tu ai adevărul tău, eu am adevărul meu, el are adevărul lui și toți ne-am transformat în ultima vreme în învățători. Și lumea n-are nevoie de învățători. Mai ales când adevărul nu e adevăr. Lucrul ăsta a avut un impact foarte serios la nivel de religie. La nivel de credință. În ultima vreme,
din ce în ce mai mult, la nivel de credință, la nivel de adevăr, nu mai poți să spui, eu am adevărul. L-ați auzit pe Papa Francis? Adică ați citit cel mai faimos dicton al lui a fost momentul în care a zis, și cine sunt eu să te judec? Nu că n-ar mai fi zis nimeni treaba asta până acum. Au zis-o mulți. Dar a devenit așa de actuală, așa de modernă, încât toată lumea a prins-o foarte rapid și toată lumea a învățat-o. Cine sunt eu să te judec? Și invers s-a învățat și mai bine. Cine ești tu să mă judeci pe mine? Să fim serioși. Mai judecă cineva? Nu mai judecă nimeni. De ce este așa de ușor să umpli o sală de spectacol și este așa de greu să umpli o biserică? V-ați spus problema? Pentru că ideea asta că mă duc să învăț adevărul este extrem de nepopular. Ce să mai vorbesc de pocăință? A te pocăi, deși ar trebui să fie baza creștinismului, adică ideea de pocăință a început de la Ioan Botezătorul încoace. Vă aduceți aminte, primele cuvinte ale lui Ioan Botezătorul au fost pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Scurt! Păi dacă Ioan Botezătorul a zis așa, dacă Mântuitorul a zis pocăiți-vă, dacă Pavel a zis pocăiți-vă, dacă tot Noul Testament zice pocăiți-vă, mie de ce mi-e rușine să zic că eu ar trebui să mă pocăiesc? De ce? Am făcut școală înainte de Revoluție. Eram singurul în toată școala care mergea la biserică. Datorită Scripturii, eram și mai ciudat. Nu numai că mergeam la biserică, dar mergeam la biserică sâmbăta. Ceea ce era complet aiurea. Colegii mei nu înțelegeau mare lucru. În fiecare zi de miercuri avem dirigenție de la clasa 5-a mai departe. Și profesorul, dirigintele meu, domnul Lupulescu, aproape în fiecare miercuri mă ridica în picioare pentru că eram singurul subiect arzător la ordinea zilei. Și mă întreba simplu, Valentine, unde ai fost sâmbătă? Păi am fost la biserică. Și ce ați făcut, mă, acolo? Domn diriginte, am citit și noi Biblia. Bine, mă, așa de proști sunteți. Dar de ce, domn profesor? Păi n-ați mai terminat să o citiți. Da. Era greu. Era greu. Pe fondul ăsta, colegii mei nu m-au mai strigat pe nume. Până în clasa 8-a, eu n-am știut că mă cheamă Valentin Dănăiață. Toți mă strigau cu două apelative. Ori pocăitul, ori popa. Din cauza asta am zis că nu mă fac niciodată popă. Dumneavoastră n-aveți în fața dumneavoastră un popă acum. Aveți un om care a studiat Scriptura și care vrea să studieze, pardon, încă o dată cu dumneavoastră.
Asta e tot. Aș vrea să invit media să-mi pună prima imagine cu o primă problemă. Să nu vă așteptați la un moment de închinare în seara asta. Nu vă chem la închinare. Vă chem la a judeca împreună. Știți că Dumnezeu zice, haideți, veniți totuși să ne judecăm. Adică, haideți să judecăm împreună un lucru. Pentru că nu se poate nicio iluminare a omului fără ca să existe această judecată. Deci, încă o dată, imaginea anterioară. Ce faceți? Băgați degetele în priză sau nu? Le puneți sau nu? Păi de ce? Imaginați-vă că vine cineva și vă spune nu băga degetele în priză. Și tu îl întrebi de ce? Și el spune hotărât veți muri. Și vine altul și zice nu. Hotărât nu vei muri. Le băgați în priză? Eu știu că acum am răspundeți ușor, nu. Dar dacă n-aș ști ce este în priză, dacă ați avea mirajul acesta, să mai țineți imaginea, vă rog, dacă ați avea mirajul acestui copil, că știți, un copil este fascinat de ce e acolo, orificiul ăla mic, dacă ar putea să intre tot acolo și așa se chinuie și să sfredelească, să ajungă, dacă ați fi ca și copilul ăsta. Ați băgat degetul în priză sau nu? De cine ați asculta? De unul care vă spune să... Nu? Sau de celălalt care spune să da? De cel care spune hotărât veți muri? Sau de cel care spune hotărât nu veți muri? De cine? Nu, răspundeți-mi cinstit, onest. De curiozitate ce ați face? Dânsa ar băga degetul. Ăsta este fundamentul caracterului pe care îl avem noi ca ființă umană. Avem impresia că descoperim un lucru extraordinar. Există lucruri care fascinează. Copilul care vede jarul, vede focul. Și când vede focul acolo, se duce direct să intre în el. Că e frumos. E culoarea aia, e radiația aia fantastică. Și mama, când să pună mâna pe el, îl ia și îl duce în altă parte. Și spune să nu te mai prind că te arzi. Și încearcă să explice, să te arzi, că o să te doară, că o să plângi. Că o să... Și copilul se uită la mama. Mama se întoarce cu spatele să facă treabă și el... Țuși la foc. Și mama din nou îl ia în ultima secundă. Și jocul ăsta, în ghilimele, va dura până când? Până când? Până când mama aude odată un strigăt și știe că copilul ei a pus mâna în foc. Și după aceea copilul nu mai pune niciodată mâna pe foc. Mulți dintre noi avem impresia că așa e și cu păcatul. Adică lasă-mă, Domnule, să încerc. Și dacă nu-i bun, dacă mă frig, mă răzgândesc. Știți care e problema? Cu păcatul nu-i ca cu focul. Cu păcatul e ca cu lepra. Știți care e diferența? Lepra are două caracteristici. Una este boală incurabilă în unele dintre formele ei.
Și doi, este extrem de contagioasă în formele ei. Adică, dacă treci pe lângă o sursă de lepră, un om lepros, și pui mâna pe el, te atingi de el, din momentul acela ești lepros. După aceea nu mai poți să te răzgândești și să spui, eu m-am răzgândit, nu mai vreau să fiu lepros. Cu focul poți să spui, după aceea nu mai pun mâna pe foc niciodată, m-am răzgândit. Dar cu lepra nu mai poți să faci treaba asta, nu mai poți să spui, nu mai vreau să fiu lepros. Cu păcatul trebuie să te gândești înainte dacă vrei să fii lepros sau nu. Și dacă apuci să faci treaba asta înainte, e bine făcută. Adică nu vreau să fiu lepros și nu pui mâna și așa nu vei fi lepros niciodată. E singura șansă. Când Dumnezeu zice hotărât veți muri, Dumnezeu ne învață că cu păcatul e ca cu lepra. Nu e ca cu focul, nu te poți răzgândi. Mai puneți imaginea o dată. Există cineva însă care are un interes extraordinar să se joace cu noi și să promoveze semnul ăsta de aici. Știți ce semn e? Știți cum îi zice? Nike. Știți ce înseamnă, da? Ziceți. Just do it. Fă-o. În timp ce Dumnezeu îți spune gândește-te înainte să o faci, pentru că după ce ai făcut-o e ca cu lepra, nu se mai ia, există cineva care vrea să spună și spune întotdeauna just do it, fă-o. Din ce cauză? Tu zici vreau să experimentez de curiozitate, să văd ce este. El ce zice? Fă-o, că după ce ai făcut-o, e prea târziu. Între două avertizări, hotărât veți muri și cealaltă care spune hotărât nu veți muri, pe cine crezi? Când Dumnezeu zice hotărât veți muri, e ultima mea întrebare aici. Vrea să ne facă un bine sau ne face un rău? Când scrie pe priză hotărât veți muri, face bine sau face rău? Vărul meu îl avea pe Andrei, copilul lui micuț, și încerca să explice de ce nu trebuie să bage degetele în priză. Și îi spunea, tată, nu băga degetele în priză, că dacă bagi degetele în priză, o să mori. Și Andrei se uită la el și îi zice, tată, dar de ce o să mă omori? Uneori înțelegem lucrurile așa, ca Andrei. Dumnezeu spune, dacă faci treaba asta, vei muri. Și noi înțelegem că, Doamne, dar ce are Dumnezeu cu noi că ne spune hotărât vei muri? Și avem impresia că Dumnezeu ne spune treaba asta pentru că e rău. În realitate, Dumnezeu n-a vrut să facă altceva decât să ne spună că ne iubește. Una dintre marile noastre probleme când este vorba de Dumnezeu și de noi înșine este neștiința. Hm.
Și cea mai mare problemă este că noi am considerat că neștiința este una dintre posibilitățile noastre de a scăpa. Adică te prinde poliția și tu spui, domnule, dar n-am știut. Și polițistul îți dă drumul, domnule, n-am știut. Te duci la tribunal și spui, da, n-am fost informat, n-am știut. Și tribunalul ajunge la concluzia, unde nu este informare, nu poate să fie nici penalizare. Și atunci zice, omul n-a știut și îi dă drumul. Și atunci apare în mintea noastră ceva foarte ciudat, și anume, zicem noi, e o soluție. Mai bine să nu știi. V-ați lovit de treaba asta vreodată? Mai bine să nu știi. Ia și tu Biblia și citește, te rog eu frumos. Ia-o și citește. Ba, Doamne ferește, mai bine să nu știu. V-ați lovit de ideea asta? Să nu știu că dacă nu știu, o să scap. Că dacă nu știu, o să-mi fie mai ușor. Dar dacă știu și nu fac, am încurcat-o. Deci unul este călcare de lege prin știință și celălalt este prin omisiune. Asta e diferența. Dar mă întorc. Aici aș vrea să vă ofer, aș vrea să vă fac cunoștință cu Scriptura. Este fantastică. Este o carte atât de profundă, atât de frumoasă, încât răspunde la toate viciile noastre de gândire. Și ceea ce v-am prezentat eu acum este un viciu de gândire. Auziți ce zice Scriptura în legătură cu problema asta. Vă rog, următorul slide. Scriptura vrea să argumenteze și să spună nu totdeauna neștiința este nevinovată. Și auziți cum argumentează Scriptura. În Isaia, capitolul 5, cu 20. Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, care spun că întunericul este lumină și lumina este întuneric, care dau amărăciunea în loc de dulceață și dulceața în loc de amărăciune. Vreau să mă întreb, cei ce fac lucrul acesta fac pentru că știu sau fac pentru că nu știu? Ce ziceți? Ziceți părerea dumneavoastră, că nu, eu n-am răspuns. La fel judec și eu ca și dumneavoastră. No, mi se pare că este cineva care are o agendă ascunsă și care încurcă lucrurile. Și n-am nimic împotrivă. Dar vreau să vă spun un lucru. Nu e nicio deosebire. În efect. Dacă cel care încurcă lucrurile n-a știut față de cel care l-a știut. Nu e nicio deosebire. Ca efect e același lucru. Poți să spui, n-am știut și ai încurcat răul cu binele, dar ca efect față de mine, pe mine nu mă încălzește cu nimic faptul că tu n-ai știut. Eventual îți micșorează vinovăția ta, dar față de mine, eu ca și victimă, faptul că tu ai făcut un lucru rău fără să știi, consecințele la mine ajung în același fel. Trăim într-o vreme de felul acesta. M-aș adresa acum pentru un minut sau două celor mai tineri, celor ce studiați la facultate, celor ce faceți filozofie. Mircea Cărtărescu, la un moment dat, definește timpul pe care îl trăim noi astăzi ca fiind un timp în care noi suntem învățați să tolerăm orice. Suntem toleranți, corect? Corect? Dar fiți atenți.
inclusiv răul și urâtul. Suntem învățați să tolerăm orice, inclusiv să tolerăm răul și să tolerăm urâtul. De ce oare? Mama m-a învățat și mi-a zis să nu tolerez urâtul niciodată. Când îmi spunea, ești urât, Vale, ești urât. Eu trebuia să știu că este imposibil lucrul acela. Eu nu trebuie să fiu așa. Când mama îmi spunea, e rău lucrul acela, eu trebuia să știu că acel rău este echivalentul cu o travă, cu ce vreți dumneavoastră, dar în niciun caz eu nu trebuie să mă duc acolo. Ori dintr-o dată societatea mea, în timpul ăsta, acum, mă învață că trebuie să fiu tolerant față de rău și față de urât. Adică se poate să fie și urâtul acceptat. Îl știți pe Blaga, zice așa, din bube, mucegaiuri și noroi, iscatam frumuseți și prețuri noi. Și am fost învățat să, am fost obligat să învăț la școală poezia ca atare, numai că în timp ce învățam poezia m-am întrebat, Doamne, dar de ce din bube? De ce din noroi? Ce, nu mai am altceva de făcut? Adică nu pot să fac un lucru frumos din lucruri frumoase, de ce trebuie să fie din bube, mucegaiuri și noroi? Pentru că suntem într-o vreme de felul acesta. Adică suntem într-o vreme când păcatul nu mai trebuie să pară ca fiind păcătos. Mizeria nu mai trebuie să fie mizerie. Răul nu mai trebuie să fie rău. Toate trebuie să fie cum? Alandala. Amestecate. Nu e așa și în viața noastră? Nu e așa și în viața noastră? Că vreau să vă spun un lucru și trebuie să conștientizăm lucrul ăsta. Dumnezeu este singurul care încearcă să facă ordine în viața ta și în viața mea. Dumnezeu este singurul care îmi spune, băi Valentin, pune deoparte ce-i urât și rău, alege ce-i frumos și bine. Iisus Hristos spune la un moment dat în Vechiul Testament, îți pun înainte binele și răul, viața și moartea. Și zice mai departe, alege-mă viața ca să trăiești. Alege viața ca să trăiești. Există un alt text fantastic care îmi place mult în Noul Testament, care spune, orice dar desăvârșit și orice lucru bun vine de sus, de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Sursă de bine e Dumnezeu. Sursă de bine. Trăim într-o vreme, încă o dată, vă rog să-mi puneți imaginea, trăim într-o vreme în care semnul ăsta, care îl vedeți dumneavoastră aici, cucerește din ce în ce mai mult. Știți cum se numește? Yin-yang. Știți despre ce este vorba? Uitați-vă bine. Am nevoie de imagine. Uitați-vă bine. Lacrima aceasta, sau rotundul acesta, are în ea două lacrime. Una este neagră, alta este albă. Și vă rog să observați că cea neagră o formează pe cea albă și cea albă formează pe cea neagră. Ceea ce înseamnă că niciuna nu poate exista fără cealaltă. Înseamnă că și răul și binele sunt necesare împreună. Înseamnă că răul este tot atât de necesar ca și binele. Înseamnă că păcatul este tot atât de esențial ca și neprihănirea. Înseamnă că cele două sunt efectiv amestecate. Asta este vremea. Aceasta este vremea ta, este vremea mea, este generația care o trăim. Aceasta este invazia necreștinismului într-o lume creștină. Ne schimbă mintea. Întotdeauna creștinismul ne-a învățat, repet, binele într-o parte, răul în altă parte, frumosul într-o parte, urâtul în altă parte. A venit vremea când generația mea, generația ta, le amestecă.
le amestecă în așa fel încât să nu le mai poți alege una de cealaltă. De ce? Există o strategie. Ioan 3:19 îmi spune: și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Observați strategia. Decât să se vadă că am costum murdar, mai bine stau unde? Poftiți? La întuneric. Și uite așa, n-am nevoie să mă spăl, n-am nevoie să mă curăț, nu voi fi criticat. Toată lumea nu știe că sunt murdar. Lângă mine va fi un altul despre care eu nu știu că este murdar datorită faptului că stă și el tot în întuneric. Și uite așa, o lume întreagă s-a obișnuit să stea în întuneric pentru ca nu cumva să le iasă la lumină faptele. Înțelegeți dumneavoastră de ce nouă ne este tare greu să acceptăm ideea de pocăință, ideea de lumină? Este foarte greu să vii înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să spună: Valentin, nu-i bine acolo, nu-i bine acolo. Valentin, nu faci bine asta, nu faci bine cealaltă, nu faci bine cealaltă. Până când, Doamne, lasă-mă că mai bine mă duc, unde mă duc? Mai bine mă duc în peștera mea. Vorba lui Platon. Mai bine stau în peștera mea și nu ies la lumină. Stau acolo, nu mă vede nimeni, orbesc cu timpul, dar stau acolo, nu mai vreau să văd nimic. Dragii mei, nu din cauza asta nu mai venim la biserică? Nu din cauza asta? Și dacă venim la biserică, nu din cauza asta nu ne educăm mintea? Iertați-mă că voi reveni la cuvântul acesta de foarte multe ori, dar avem aici o carte care este istoria lumii. Avem aici o istorie a providenței lui Dumnezeu și a modului în care Dumnezeu a păstrat pentru mine și pentru tine frumosul și binele. De la început până la sfârșit. Peste 1000 de pagini de astfel de istorie. Este o carte unică, fantastică. Spuneți-mi, vă rog, câți dintre noi o prețuiesc? Nu-i vorba că nu avem, că o avem toți. Cu cruce, fără cruce. E aceeași scriptură. Nu e nicio deosebire. Problema este în ce măsură cartea asta face lumină în viața mea. În ce măsură cartea asta ajunge la mine. Îmi vorbește. În ce măsură cuvântul lui Dumnezeu așezat între noi ne dă posibilitatea să vorbim. Ne dă voie să vorbim. Pentru că fără cuvântul acesta, repet ceea ce am spus aseară, limbajul a murit. Noi nu mai putem comunica unii cu alții. O să vorbim în continuare despre asta altă dată. Este singura noastră șansă să comunicăm ceva profund, cu sens, adevărat, prin cuvântul lui Dumnezeu. Merg un pas mai departe pentru că timpul ne... Știți ce imagine este acolo? Coloseumul, da? Din Roma. Vreau să vă întreb. Credeți că ar fi trebuit să existe în istorie așa ceva? Coloseumul are până la 80.000 de locuri în anfiteatru. La subsol sunt celulele pentru gladiatori și animale sălbatice. Scena este de aproximativ 6 acri. În locul acesta au fost uciși peste 400.000 de gladiatori. 400.000
de gladiatori. Acesta era un loc al morții și al spectacolului. În tribună oamenii nu mai puteau de râs. Jos, oamenii își trăiau tragedia lor. Printre ei erau creștini. Nu v-am spus câți, deci n-am vorbit de câți creștini au murit în Coloseumul, în Coloseum. Am vorbit doar de câți gladiatori au murit în Coloseum. Iar gladiatorii sunt soldații care luptau pentru spectacol. 400.000. De asta vă întreb, credeți că ar fi trebuit să existe? Coloseumul este un produs al civilizației romane. Ce fel de civilizație produce așa ceva? Noi vorbim de o lume civilizată, de o lume extraordinară, dar ăsta este produsul. Vă place o astfel de civilizație? Știau carte, învățau filozofie, erau minți sclipitoare acolo. Se uimește lumea de modul în care gândeau ei pe vremea aceea, până în ziua de astăzi. Și totuși, rezultatul întregii lor filozofii a fost Coloseumul. Era o societate de elită care stătea în lojă și care se desfăta cu luptele de gladiatori, cu oamenii sfârtecați de lei, arși pe ruguri, acolo. Asta e rezultatul unei societăți care amestecă binele cu răul. Asta este rezultatul unei societăți care nu știe ce înseamnă păcatul. Și nu știe cât de groaznic e. Hai să mergem mai departe. Celebru citatul acesta. Prea multă încredere este nebunie. Prea multă neîncredere este tragedie. Dragii mei, le-am moștenit pe amândouă. Țineți minte. Păstrați-mi imaginea, aș vrea să lucrez puțin pe ea. Deci, le-am moștenit pe amândouă. În momentul în care Satan a venit în grădina Edenului, s-a adresat lui Adam și lui Eva și a început așa discursul lui politic. Oare cu adevărat Dumnezeu a zis? Când el a zis oare, spuneți-mi ce a învățat Adam pentru prima dată. Oare? Îndoială. Apoi, în ședința aceea de hipnoză, Eva a auzit șarpele care a zis, ascultă, cum ți-a zis Dumnezeu, ce ți-a zis Dumnezeu în legătură cu adevărul. Și Eva i-a zis, mi-a zis că dacă vom lua de aici, hotărât vom muri. Bun, citatul e foarte bine, citatul a fost bun. Dar eu vă spun, hotărât nu veți muri. Realizați un lucru, a început cu oare. Le-a introdus în minte virusul neîncrederii și după aceea i-a pus să aleagă. Ce alegi? Hotărât vei muri sau hotărât nu vei muri? Ce a ales? Până în ziua de azi. Până în ziua de azi omul crede că nu moare. Vreau să vă întreb un lucru. Murim sau nu? Murim sau nu? Să fim serioși. La fiecare om care este pus în pământ, preotul spune, a cui e în cer? E mort sau nu? Adică, e mort viu. Ați auzit de categoria asta?
Prin tradiție, noi am umplut cerul cu morți. Și spunem că e plin. Nu discut lucrul ăsta acum, îl vom discuta altă dată. Dar vreau să observați unde mergem, unde ajungem, cum gândim. Ce se întâmplă cu noi? Până în ziua de astăzi am crezut ce a zis marele amăgitor, hotărât că nu veți muri. Și vedem cu ochii noștri cum se duce în pământ, dar zicem, oh, nu se poate să moară. De ce? Nu, ceva trebuie să trăiască. Ce? Păi măcar dublura. Adică ce dublură? Materia extrasensibilă. Adică ce? Păi cred că e sufletul. Adică ce? Adică ceva. Adică cum? Dragii mei, să nu mă acuzați de faptul că eu nu cred în viața veșnică. Eu cred în viața veșnică, dar rețineți un lucru. După moarte, nimic nu se întâmplă până la înviere. Atât. Scriptura introduce un element extraordinar și anume învierea. Cea mai mare minune pe care o pregătește Dumnezeu pentru noi. Învierea. Eu cred în înviere. Pentru că Scriptura mă învață așa. Este inadmisibil, de neconceput pentru ființa umană. Dar Scriptura vorbește despre înviere. Pentru om e mai la îndemână, și nu știu de ce, e mai la îndemână să creadă că omul mort e viu decât să creadă că Dumnezeu va mai putea învia un om prin atotputernicia Lui. Eu nu pot să cred varianta aceasta, nu sunt de acord cu ea, pentru că mă conduce la un fel de gândire paradoxală, absurdă, încă o dată, morții care trăiesc și viii care sunt morți. L-am crezut pe marele amăgitor și am format o cultură a lui. Ne-am bazat pe acest postulat și vă întreb, pe ce ne bazăm când credem pe marele amăgitor? Pe ce ne bazăm? De ce neîncrederea a făcut atâta ravagiu în noi? Vă mai invit odată să îmi puneți slide-ul, pentru că aș vrea să-l citesc. Prea multă încredere este o nebunie, prea multă neîncredere este o tragedie. Noi am moștenit neîncrederea și ne-am trăit tragedia. Și după ce am început să ne trăim tragedia, după aceea am avut probleme cu încrederea. Unde ne-am pus încrederea? În Dumnezeu nu ne-am mai putut o pune pentru că acolo e neîncredere. Unde ne-am putut pune încrederea? În noi. Și ne-am agățat încrederea de propriul nostru rever. Și ne-am pus încrederea aici. Și prea multă încredere este... Rețineți? Prea multă încredere este nebunie. Le-am moștenit pe amândouă. Am moștenit neîncrederea în legătură cu Dumnezeu și am moștenit prea multă încredere în legătură cu noi. Și am moștenit și nebunia și tragedia. Am moștenit și nebunia și tragedia. Neîncrederea face ravagii între noi, ca societate, ca ce vreți dumneavoastră. Neîncrederea duce la lipsa de afecțiune. Un om care n-are încredere în tatălui nu va ști niciodată să iubească la rândul lui. Deci, un copil care n-are încredere în părinți, care este învățat că părinții îl suspectează și îi doresc răul, întotdeauna omul acesta, copilul acesta, nu va putea să iubească. Asta ne-a făcut nouă Satan, asta ne-a făcut nouă marele amăgitor. Ne-a spus că tata, adică Dumnezeu, nu ne iubește. Și de aici încolo am început să nu mai iubim. Ne iubim noi unii pe alții? Ne iubim noi unii pe alții? Vă rog să observați că suntem incapabili de a iubi. Pentru că iubirea nu înseamnă să mă iubești tu pe mine.
De asta se însoară cei mai mulți. Eu îmi caut o fată pentru ca să mă iubească. Da? Fata caută un băiat ca să o iubească. Dar Dumnezeu spune limpede că dragostea nu înseamnă altceva decât momentul în care eu iubesc atât de mult cât îmi dau viața pentru soția mea. E pe dos. Iubirea lui Dumnezeu e pe dos. Vreau să vă întreb, avem așa ceva? Avem în dotare? Iubești tu așa ceva? Atât de mult? Iubești tu? Da, au ba. Și, dragii mei, statistica, societatea, filozofia a spus limpede, nu putem iubi. Marele filozof Platon a creat o operă numită Utopia, în care exista o societate ideală. Știți cât ține dragostea într-o societate ideală? În societatea ideală a lui Platon. Cât ține dragostea? Maximum. 5 ani. Deci orice căsătorie în utopia lui Platon ține 5 ani. Căsătoria respectivă este un contract. După 5 ani de zile ai dreptul să-l reînnoiești sau să-l desfaci. De ce? Pentru că limitele noastre de iubire sunt 5 ani. Unde este dragostea care își dă viața pentru celălalt? Datorită creștinismului și datorită Scripturii, votul de căsătorie este la bine și la rău până când moartea ne va despărți. Dar asta este concepție creștină. În rest, nu există așa ceva. Când noi divorțăm astăzi de nu mai face față tribunalul, asta arată limpede că Scriptura, creștinismul, ideea lui Iisus Hristos, modul de a-L înțelege pe Dumnezeu, dispar. Și societatea mea și societatea ta este infestată cu alt fel de gândire, alt tip de gândire. Vreau să vă întreb, e mai bun? Tipul ăsta de gândire nou e mai bun? De ce îl acceptăm? Răspunsul este, îl acceptăm pentru că ne reprezintă, nu pentru că ne place. Nu ne place. Suntem împotriva lui. Când auzim că a mai divorțat nu știu cine, zicem, aoleu, și nu ne place. Dar ne reprezintă. Și pentru că ne reprezintă, zicem, e bine. Mai departe. Dacă avem probleme cu adevărul și dacă nu există un adevăr profund în viața noastră, viața noastră va fi plină cu neadevăr. Și vă rog să observați ce am scris acolo. Crezând minciuni este un exercițiu. Omul se învață cu minciuna. Omul se învață să mintă. Auziți ce zice cuvântul lui Dumnezeu în 2 Tesaloniceni 2:9. Vorbește despre omul fără de legii. Țineți minte numele ăsta. Omul fără de legii. Care este sinonimul lui Anticrist. Și când vorbește despre asta, Sfânta Scriptură ne spune că el, omul fără de legii, constituie un exercițiu al minciunii. O societate care învață să mintă, o societate care iubește minciuna, societatea asta ușor, foarte ușor, va accepta elementul numit anticrist sau omul fără de legii sau schimbarea societății într-un domeniu imposibil. Zice așa, arătarea lui, a anticristului, se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, semne și puteri. De care?
Minuni mincinoase. Vreau să vă spun că minunea este un fenomen paranormal, deci deasupra normalului. Și când paranormalul slujește o minciună, e teribil. Pentru că omul vine și spune, am văzut cu ochii mei, ce ai văzut cu ochii tăi? Păi am văzut cu ochii mei cum piciorul din așa i s-a făcut așa. Și? Păi s-a vindecat. Păi și ce înseamnă asta? Asta înseamnă că are dreptate. Dragii mei, prin asta este fascinantă Scriptura. Toată lumea zice că creștinismul sau întoarcerea la Dumnezeu este o chestie mistică în care omul nu mai gândește. Nu e adevărat. Scriptura te învață să gândești, să gândești profund. Scriptura spune, fii atent, nu te uimi de orice miracol. Nu te uimi de orice miracol. Și nu înseamnă că undeva unde este miracol este și adevărul. Nu! Încă o dată, citesc. Arătarea lui se face tot, prin tot felul de minuni, semne, puteri mincinoase, cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru că cei ce sunt pe calea pierzării, și acum fiți atenți, sunt pe calea pierzării din ce cauză? Asta este extraordinar. Sunt pe calea pierzării, pe calea asta aiurea, pentru că n-au primit dragostea adevărului. Adică, întâi, unui om îi se dă posibilitatea să afle adevărul. Și după ce află adevărul, omul ăsta are posibilitatea să-l iubească sau nu? Să-i placă adevărul sau să nu-i placă adevărul? Și după ce omul ăsta a zis, nu-mi place adevărul, după aceea în viața lui se înșurubează minciuna. Locul pentru minciună și pentru neadevăr se face în momentul în care dai adevărul la o parte. Așa scrie acolo. Haideți să mai citim o dată. Deci, cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, din ce cauză? Pentru că n-au primit dragostea adevărului. Din această pricină Dumnezeu le trimite sau le îngăduie o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Pentru că toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire. Le-a plăcut minciuna. Minte-mă frumos. E titlul de film, e titlul de roman, e titlul de viață. Minte-mă frumos. Nu contează. Fă-mi viața un film. Lasă-mă să mă uit la telenovela asta. Nu e adevărată, dar nu contează. Măcar să am și eu un loc unde să evadez undeva. Lasă-mă să intru pe jocul ăsta pe computer. Este realitate alternativă. Nu este adevărată, dar nu contează. Înformez eu mintea mea, înformez eu lumea mea, înformez eu viața mea și stau acolo. Păi de ce stai acolo, omule, că nu-i real? Nu contează, am nevoie să mă retrag undeva. Păi da, da, aia e minciună. Nu contează, îmi place, lasă-mă să mă mint. Înțelegeți unde am ajuns? Avem nevoie de minciună ca de aer, avem nevoie de minciună ca să trăim. Aici am ajuns. De-aia evităm adevărul. De-aia ni-i tare greu la biserică. Ni-i tare greu cu Scriptura. Pentru că Scriptura ne spune în față ce-i bine și ce-i rău. Eu am pierdut noțiunea timpului. Nu știu dacă sunteți obosiți sau nu. Dar ne îndreptăm spre final, spre o concluzie. Nu înainte de a vorbi puțin despre satul mincinoșilor. Că avem nevoie, e o parabolă. Aici este podul mincinoșilor din Sibiu. Dar înainte să ajungem la podul mincinoșilor din Sibiu, aș vorbi despre satul mincinoșilor din Sibiu, în general. Imaginați-vă că trăiți într-un sat cu mincinoși. Vă imaginați? Toată lumea. Nu, imaginați-vă. Trăiți într-un sat cu mincinoși. Adică toată lumea... Nu, mincinoși, nu hoți. Nu. Toată lumea minte. Bun. Eu sunt musafir în satul dumneavoastră și să presupunem că satul dumneavoastră e satul cu mincinoși. Nu e așa, dar să presupunem. Și vă întreb. Am citit că sunt în Hâncești. Că așa a scris pe tablă. Da? Da. Bun. Nu vă supărați. Vreau să ajung la Chișinău. În ce parte trebuie să merg la Chișinău, frate? Încolo. El mi-a arătat încolo.
dar el e mincinos. Problema mea este, eu încotro o iau. Înțelegeți? Într-un sat cu mincinoși, obligatoriu este ca eu să nu cred. Am vorbit foarte mult despre neîncredere și despre necredință la început și am spus că nu e bine să nu crezi, e bine să crezi. Acum, într-un sat de mincinoși, neîncrederea este singura șansă. Într-un sat de mincinoși. Podul de la Sibiu, podul mincinoșilor sau minciunilor. Pe podul acesta se spune că este podul minciunilor, dar știți de ce se numește așa? Pentru că vin îndrăgostiții pe el. Și acolo îndrăgostiții îi spun, te iubesc unul la altul. Și acum, vă rog frumos, fiți cu mine și vă întreb, pe podul minciunilor, ce cuvânt n-ai voie să spui? Poftiți? Te iubesc. Că dacă spui te iubesc, înseamnă că nu iubești. Deci, pe podul mincinoșilor, n-ai voie să spui te iubesc. Ciudată lume. Și acum, imaginați-vă că trăiți într-o zonă cu oameni serioși și cinstiți. Da? Toată lumea spune adevărul. Și mă duc din nou la dânsul și îl întreb din de data asta, în satul oamenilor onești, unde este Chișinău, frate? Poftim? Îl cred și mă ajung la Chișinău. Știți care este problema cea mai mare? Nu este să trăiești în satul mincinoșilor. Nu este să trăiești în satul oamenilor onești. Este o problemă mai mare decât asta amândouă. Și este ceea ce a făcut diavolul, de fapt. Că numai lui îi trecea prin minte așa ceva. Este să încurci satele. Asta este cea mai mare problemă. Adică să te duci în satul de mincinoși și să te porți ca într-un sat de oameni onești și să-i crezi pe toți care te mint și, pe urmă, să te duci în satul oamenilor cinstiți și să n-ai încredere în nimeni. Asta s-a întâmplat. De asta oamenii nu vin la biserică. Pentru că se poartă față de satul oamenilor onești ca și cum ar fi într-un sat de mincinoși. Și așa am fost învățați la școală. Așa am învățat la școală. Mi s-a spus, fii atent, nu te duci la biserică, pentru că acolo, dacă te duci la pocăiți, ăia te obligă să te faci ca ei. Îți iau mințile, ți le... nu poți ieși din biserică până nu te pocăiești. Și oamenii nu se duc. Colegii mei așa îmi spuneau, păi nu venim la voi, că voi sunteți din... Și era o muncă teribilă ca să-i demonstrezi faptul că stai mă că suntem ființe raționale. Scriptura ne învață să gândim, Scriptura ne învață să fim oameni frumoși, Scriptura ne învață altfel. Nu, nu se poate. Că am auzit noi. Ce am auzit? Și uite așa oamenii schimbau satele. Și se duceau în satul de mincinoși și îi credeau pe toți. Pe toți. Și erau comuniști acolo, erau atei acolo, erau evoluționiști acolo și îi credeau pe toți. Păi să-mi spună mie că eu m-am născut din maimuță, e mai rău ca o înjurătură de mamă. Înțelegeți? Eu m-am născut din mama. Nu se poate altfel. Să-mi spui mie că am evoluat dintr-o supă de proteină și din coacervate. Vom vorbi și despre asta. Nu în detaliu, dar vom aminti despre lucrurile astea.
Întorcându-mă la imaginea cu podul minciunilor din Sibiu, uită-l pe Dumnezeu care ne spune așa. Atunci dacă vă va spune cineva, iată Hristosul este aici sau acolo, să nu-l credeți. Iată-l pe Dumnezeu că ne învață să nu credem. Și iată-l pe Dumnezeu care ne învață să credem. Când credem și când nu credem. Textul al doilea. Deci dacă vă va zice cineva, iată-l în pustiu, să nu vă duceți acolo. Iată-l în odăițe ascunse, să nu-l credeți. Când crezi și când nu crezi? Poftiți? Asta este până la urmă ceea ce Dumnezeu face pentru societatea secolului 21. Într-o societate în care toate lucrurile sunt amestecate, în care totul e o babilonie, în care nu mai știm ce e bine și ce e rău, ce e stânga și ce e dreapta, în care nu mai cunoaștem drumul de întors acasă, Dumnezeu ne spune clar, vă spun eu ce să credeți și vă spun eu ce să nu credeți, mai mult ca oricând până acum. Înțelegeți de ce trebuie să fim împreună? Nu pentru ca să vă învăț eu, ci pentru ca să lăsăm ca cuvântul ăsta să facă ordine în mintea noastră. Următorul slide. Consecințele acestui fel de gândire în care Dumnezeu ne învață ce este bine și ce nu este bine. Auziți? Faptele Apostolilor 17 este o parte a discursului Sfântului Apostol Pavel în Atena. Stă de vorbă cu filozofii epicurieni și le spune ca ei, ca oamenii, să caută să-L găsească pe Dumnezeu, să se silească să-L găsească cum? Bâjbâind. Cum e asta? E ca omul legat la ochi. Oameni buni, Apostolul Pavel spune, suntem într-un fel de orbire epistemologică. Nu mai știm să discernem lucrurile și Apostolul Pavel spune, bâjbâiți! Măcar că Dumnezeu nu este departe de niciunul dintre noi. Este aici, este la un lat de mână. Poți să întinzi mâna și să prinzi mâna lui Dumnezeu. Se poate treaba asta. Și dacă nu vom întinde mâna după mâna lui Dumnezeu, vom rămâne bâșbâind. Cu toată știința noastră. Pe nedrept numită știință. Cu toate descoperirile noastre, care nu sunt altceva decât descoperirile pe care Dumnezeu le-a pus pentru ca omul să le poată descoperi. Atât. Dragii mei, nu știu, dar aș vrea să vă întreb, nu vă place altfel? Versetul 28 de aici spune, căci în El avem viața, mișcarea, ființa, după cum au zis unii din poeții lui, suntem din neamul lui. E cel mai frumos lucru, cea mai frumoasă declarație ontologică a ființei umane. Suntem din neam de Dumnezeu, suntem din neamul lui. Ne spune Dumnezeu că suntem rupți din El, că suntem din neamul lui. Și alții ne spun, stai puțin, nu sunteți rupți din coacervate, din lipitori, din nu știu din ce. Și surprinzător ne face plăcere să ne alegem lipitorile, dar nu din neamul lui. Și vă întreb, ce-i cu noi? De ce facem alegerea asta? Nu fac religie cu dumneavoastră acum, fac matematică, fac ce vrei. Vă întreb, de ce gândim așa? Nu e vorba că nu ne place. E vorba că uneori ne reprezintă. Știți de ce ne reprezintă? Pentru că facem faptele de genul acela. Felul nostru de a fi e de genul acela.
De-aia vorbim de maimuță. Nu pentru că ne-ar place fizionomia maimuței, ci ne place așa numita libertate animalică. Din cauza aia. V-am invitat în locul acesta pentru ca să învățăm să credem împreună. Să învățăm că credința este lucrul cel mai frumos pe care mintea și sufletul uman îl poate descoperi. Și acum, ultimul gând și închei. Ultimul slide mă pune față în față cu ce poate face Dumnezeu. Ce face Dumnezeu pentru mine și pentru tine. Vreau să te întreb dacă tipul ăsta de viață nu vă place. Vreau să vă invit să vă gândiți așa. Comoara aceasta, care este comoara? Credință. Credința în Iisus Hristos. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut. Vasele de lut pot să treacă, pot să crape, pot să treacă vremea peste ele și să le deterioreze. Și reprezintă partea noastră asta, de carne și sânge. Deci, o purtăm în niște vase de lut pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Vă rog să observați că ne este pusă la dispoziție puterea nemaipomenită. Ne este pusă la dispoziție o altă realitate extraordinară. Continuăm. Suntem încolțiți în toate chipurile, spune Sfântul Apostol Pavel, dar nu la strântorare. Oh. Aș vrea să vă imaginați treaba asta. Imaginați-vă că v-au pus la colț. V-a pus la colț viața, v-a pus la colț serviciu, oamenii, sănătatea, v-a pus la colț. E ca și cum te-ar fi prins în vremea lui Pavel, a încolții, înseamnă că te-au prins în colții lor. Imaginați-ți că sunt sulițe de jur împrejurul tău. Te-a prins o gardă de pretorieni și te-au pus cu sulițele. Și nu poți mișca, nici în stânga, nici în dreapta. Textul spune, suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtorare. Imaginează-ți că sulița îți vine până la o palmă de obraz. La o palmă de corpul tău. Nu te poți mișca liber, dar nu te atinge. Asta este frumos. Nu te atinge. Sulița vine până aici, dar nu este permis să meargă mai departe. Și Apostolul Pavel zice, viața mea cam așa este. Niciodată n-am o libertate. Dușmanii mei vin până aici. Problemele vin până aici, năvălesc toate, dar niciodată Dumnezeu nu le permite să intre în sufletul meu. Niciodată Dumnezeu nu le permite să intre în viața mea. Este aici un scut care le oprește la nivelul ăsta, încolțiți în toate chipurile, dar nu strântorați. Mai departe, în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți. Cel mai greu lucru în viața noastră este când ne aflăm în zona deciziilor. Încotro să iau, în stânga sau în dreapta? Ce să aleg? A sau B? Cumpăna. Unde este adevărul? Și în situația asta sunt persoane care le este frică, le este teribil de frică să iau o decizie, să facă o alegere. Și stau acolo deznădăjduiți și nu sunt în stare să facă alegerea. Ați văzut oameni de felul ăsta? Creștinul nu este un om de felul ăsta. El spune în grea cumpănă, dar niciodată fără nădejde. Întotdeauna cu nădejde. Întotdeauna aleg partea cea bună. Întotdeauna știu care este binele. Întotdeauna știu care este răul. Întotdeauna voi alege binele. Niciodată deznădăjduit. Punctul 3. Haideți mai departe. Prigoniți, dar nu părăsiți. Știți ce înseamnă prigoniți? Înseamnă că uneori ai o mulțime de probleme, ai o mulțime de dușmani, oamenii nu te înțeleg, oamenii vin împotriva ta. Dar este mare lucru să nu fii părăsit. Teribil în psihologia prigonirii este momentul în care omul zice, m-au părăsit toți. Nimeni nu mai e cu mine.
Când ajungi la punctul acela, ești rupt. M-au părăsit toți. Apostolul Pavel spune, prigoniți, dar nu părăsiți. Vreau să vă spun un lucru. Viața de credință e frumoasă. Dar să nu vă gândiți că e ușoară. Nimic nu vine pe de gratis. Și nimic nu vine ușor. Dar vreau să vă spun că e frumoasă, merită. Merită. Bine ați venit în seara asta. Vă mulțumesc pentru timpul dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru răbdare. Haideți să vă spun ce am făcut în seara asta. Studiile arată că niciun om nu va fi în stare să înțeleagă un lucru dacă înainte n-a înțeles care e problema. Niciun om nu va alege o soluție dacă nu va înțelege mai întâi care e problema. În seara asta am început cu problema. În seara asta nu v-am condus la soluție prea mult. În seara asta am dorit să ne diagnosticăm pe noi sub titlul acesta, Doamne, ce-i cu noi? Pentru ca să aibă rost întâlnirea noastră de mâine seară. Pentru ca mâine seară să căutăm un răspuns la ceea ce a rămas încă nerăspuns. Dar vă rog din tot sufletul să prindeți în toată această problemă, să prindeți o rază de lumină și de frumos și să înțelegem că dincolo de realitatea asta păgână în care ne trăim viața fiecare dintre noi, cu probleme, cu necazuri, cu alergat în stânga, în dreapta, că nu mai știm de niciun Dumnezeu și de nimic, asta e viața noastră socială. Dincolo de lucrul acesta, există un frumos, există o speranță, există un Dumnezeu extraordinar care ne așteaptă. Pentru cei tineri, există o perspectivă luminoasă de o dimensiune inegalabilă. Pentru cei în vârstă, vă va da Dumnezeu un sens al vieții cum nu l-ați avut niciodată. Pentru cei care aveți probleme de tot felul, nu uitați, poate că sunteți la strâmtorare, poate că sunteți prigoniți, poate că sunteți strântiți jos la pământ. Dar va fi o mână care se va întinde și vă va ridica. Seriile care vor urma nu vor face altceva decât vă va face cunoștință cu această mână. Vom încerca să vă facem cunoștință cu un Dumnezeu care înnobilează mintea, sufletul, speranțele, nădejdea, tot. Care va aduce lumină în hâncești. Nu că e întuneric, dar că e lumina Lui. Care vă va face fericiți în fiecare zi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă invit la rugăciune. Tatăl nostru, în numele scump al Domnului Iisus Hristos, ne ridicăm în picioare înaintea Ta într-un gest de închinare. Părinte, am venit înaintea Ta căutându-te nu în bâșbâirea noastră, ci în cuvântul Tău. Am venit înaintea Ta pentru ca sub lumina prezenței Tale să dăm la o parte norii noștri și neîncrederea noastră și să lăsăm ca lumina Ta să pătrundă în sufletul nostru. Am venit înaintea Ta împreună cu oaspeții noștri, de pe cărările vieții, fiecare de unde venim, cu problemele noastre, cu dificultățile noastre, în nădejdea că lângă Tine e mai bine.
Am dorit la final să ne predăm viața noastră în mâna Ta. Să ne iei de mână. Să ne faci viața frumoasă. Plină de binecuvântările Tale. Amin.